Este vorba despre un proiect de cercetare câștigat de colectivul de la Clinica Oncogen. Este al treilea proiect pe care acest colectiv îl câștigă în ultimii ani de zile. Este legat de cercetare în domeniul alergologiei, unde specialiștii noștri, în frunte cu doamna profesor Carmen Bună Panaitescu, conduc un colectiv de înalt și profesionalism științific. Este vorba despre identificarea factorilor alergeni din polenul de ambrozie, o afecțiune care, din păcate, se manifestă din ce în ce mai acut și afectează o mare parte din populația din vestul României, România și întreaga Europa. Este vorba despre un studiu pe care îl desfășoară acest colectiv împreună cu colegii din Austria, de la centru din Viena, iar în faza actuală se produc cercetări privind numărul de persoane afectate, studiul simptomatologiei acestor persoane și identificarea factorilor care duc la aceste alergii, urmând ca pe viitor să se lucreze la crearea, formarea unui vaccin care să fie administrat profilactic pentru a reduce numărul de persoane care vor fi afectate de această afecțiune. Bun, s-a vorbit despre crearea unui centru de excelență de combaterea alergiilor la Timișoara. Ar fi o premieră pentru România. Ce șanse sunt și în cât timp să vedem așa ceva? Din punctul meu de vedere, este obligatoriu să lucrăm în acest domeniu, pentru că acest colectiv, repet, și cu aparatura pe care actualmente o are la dispoziție, constituie într-adevăr un centru de excelență. Noi trebuie să lucrăm doar la legiferarea și legalizarea acestui centru pentru a-l introduce în circuitul european și mondial al cercetării din punct de vedere al alergiilor.